Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vreau să vorbim în minutele următoare cu voi la telefon, la telefonul nostru 0372069599, despre situația asta bizară și controversată în care instituțiile statului ajung să se certe între ele pe tema măsurilor care, să se certe în mod public pe tema măsurilor care trebuie luate, măsurilor de prevenție care trebuie luate împotriva epidemiei. Așadar, e vorba de cererea DSP Ilfov, făcută ieri, ca școlile din județul Ilfov să fie toate închise, începând de luni, în urma depășirii incidenței de 15 la 1000 în județul Ilfov. Cu mult. Cu mult. Bun, 15,49 sunt, în unele localități, este foarte sus, în Corbeanca, de exemplu, unde stau, eu cred că a depășit 21, cred că se apropie de 22. Uh-huh. Iar incidența asta, vă reamintesc, se referă la numărul de cazuri confirmate oficial, prin testare PCR, dar dacă îl întreb, de exemplu, pe fostul ministru Tătaru și toți specialiștii din domeniu spun, domnule, de fapt, numărul de cazuri este de cel puțin 5 ori mai mare. Pentru că mulți oameni nu se mai testează, au bani sau stau acasă sau nu au cine știe ce simptome. Sau... Deci numărul cazurilor este clar mult mai mare. Incidența de 21 la 1000 înseamnă că mai mult de 2 dintr-o sută au COVID în momentul ăla. Dacă mergi cu metroul în București, într-un vagon, cel puțin o persoană are COVID. Asta înseamnă cel puțin una, dacă nu chiar mai mult. E, în acest context, DSP, adică medicii, specialiștii, au spus, domnule, trebuie închise toate școlile, trebuie să trecem în online, pentru că situația este foarte gravă. Drept răspuns, ministrul Câmpeanu a spus, nu este treaba lor să facă astfel de propuneri. A medicilor. Da. Își depășesc cadrul legal și nu trece nimeni în niciun online. Se trece, adică nu general. Se trece în online, spune ministrul Câmpeanu, doar în cazurile deja stabilite, în situațiile deja stabilite. Adică e vreun caz în vreo școală, școala respectivă discută și vede dacă se trece în online sau nu. E, aici e discuția. Până la urmă am ajuns, vedeți, să vorbim despre niște incidențe inimaginabil de mari. Se luau măsuri la 3 la 1000, la 6 la 1000. Nu mai vorbește nimeni de 6 la 1000, care era un prag care părea de neatins. Mamă, la 6 la 1000. Nu-și imaginau că ajungem până acolo. La 6 la 1000 se face carantină, se închide circulația. 15 la 1000. Da, să decide fiecare pentru el. Deci, 0372069599. Ce credeți voi? Mai ales la părinți, cu părinții aș vrea să vorbim și cu bunicii. Ar trebui să se închide școlile de vreun oraș sau din vreun județ. Toate deodată? Și dacă da, în ce situație ar trebui să treacă în online? Și dacă nu, de ce nu? Și cum ar trebui procedat? 0372-069-599 și mesaje pe WhatsApp 0728-311-322. Oricum, domnul Câmpeanu are o viziune total aparte despre situația asta. Îl vedeam la televizor azi dimineață, erau niște rezumate dintr-o... A fost aseară la Digi, da? Da. Dădeau un exemplu de nu știu unde e incidentă 5,95, adică nu-i trecută de 6. De ca și cum 6 e un prag foarte mic. E un prag foarte mare. 6 e un prag foarte mare, da, pentru o variantă atât de contagioasă. Spunea că în ultima perioadă a scăzut incidența cazurilor în școli. Păi evident că a scăzut când sute de clase au fost online în ultima perioadă, câte 2 săptămâni, cum a fost și la copiii mei cazul, și la foarte mulți cunoscuți, că apare câte un caz, dintre 2 săptămâni clasa în carantină. Evident că scade incidența în școli de moment ce multe clase au fost carantinate. Bun, în câteva minute intrăm în direct cu voi. Ne-am întors în deșteptarea cu telefoanele și mesajele de la voi. Bun, să vă spunem care este situația. Deci, disputa închiderii școlilor în pandemie a avut parte ieri de un nou episod controversat. În jurul amiezii, DSP Ilfov a cerut inspectoratului școlar Ilfov, sau mă rog, a propus, trecerea în sistem online pentru toate școlile din județ, timp de 14 zile începând de luni. Principalul motiv, rata de infectare pe județul Ilfov a ajuns la 15,49 la 1000. La fel ca în București, unde este 15,1. Șeful DSP Ilfov, Teodor Gabriel Neculescu, spune că are, sau a spus că are promisiune din partea inspectoratului că acest lucru se va și întâmpla de luni 18 octombrie. Asta era la amiază. Citez, iată ce spunea la Europa FM Teodor Negulescu, directorul DSP Ilfov. De luni, toate școlile intră în sistem online, tot județul, sursa principală este deschiderea școlilor. Sursa principală pentru creșterea incidenței, asta se subînțelege. Acolo, cred că este focarul numărul 1, incidența e în creștere, dacă nu luăm aceste măsuri, nu vrem să avem și alte probleme.
Dacă măsura nu este eficientă, vom lua și alte măsuri mai drastice. Dacă nu se întâmplă nimic în câteva zile și nu vor fi scăderi, luăm în calcul și carantinarea, a spus la Europa FM. Deci, Teodor Negulescu, directorul DSP Ilfov. Asta era la prânz. Dar, câteva ore mai târziu, Ministerul Educației a anunțat că nu este de acord cu decizia, așa cum a făcut și când a fost vorba de trecerea în online a școlilor din afumați. În urmă cu vreo două săptămâni, dacă vă amintiți, a fost un astfel de episod. Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, susține că DSP nu are bază legală pentru închiderea școlilor și se substituie Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și Inspectoratului Școlar. Pe scurt, ministrul Câmpeanu susține că numai școlile pot decide dacă trec sau nu în online. Multe, după câte știm și știți și voi foarte bine, au făcut-o deja în toată țara, însă decizia a luat-o fiecare în parte. Nu s-a decis deocamdată trecerea în online la nivelul unui întreg județ deodată. Și situația este aceasta. Ce faci când populația de pe o zonă mare este clar într-o transmitere comunitare intensă, dacă iei o măsură care să privească întreaga comunitate sau lași unitățile mici să decidă fiecare. Nu știu cum o fi mai bine, vă întreb și pe voi ce credeți. Ar trebui să se închidă școlile din vreun oraș sau din vreun județ, toate deodată? Dacă da, pe la ce incidență am putea să ne gândim la asta? Că înainte vorbeam de 6 la 1000 ca prag și acum depășim 15 și nu se mai întâmplă nimic. Dar dacă nu ar trebui închise deloc, de ce? 0372069599. Vă așteptăm să ne sunați să vorbim. Cătălin, ești în direct cu noi. Bună dimineața, Cătălin, te ascultăm. Dai o secundă. Cătălin. Bună dimineața. Nu sunt din Ilfov, sunt din Neamț. Nici noi nu stăm foarte grozav în ceea ce privește incidența și stăm foarte prost în ceea ce privește cazurile de la ATI. Da. Am doi copii pe care tocmai am lăsat la școală, dar am să spun un nu categoric închiderii școlilor. Da. Pentru că nu pot să mai fiu de acord încă o dată și mulți părinți cred că sunt în asentimentul meu, nu pot să fiu mai de acord încă o dată să punem viitorul în stand-by sau cumva să afectăm viitorul copiilor noștri pentru, mă rog, lipsa de responsabilitate sau pentru o generație întreagă de oameni care au înțeles sau nu au înțeles într-un an de zile să se protejeze pe ei. Uh-huh. Pentru că, de fapt, nu incidența e problema cea mai mare a României. În momentul ăsta, de fapt, sunt cazurile de pe ATI și cazurile grave, care știm cu toții că mare parte sunt datorate faptului că oamenii au înțeles să nu se vaccineze. Deci am să spun în categoric, uh-huh, și am să spun că dacă va fi cazul, evident, prin rotație și se întâmplă în acest moment în școala copiilor mei, se închid clasele acolo unde apar cazuri, adică sunt soluții mobile fără a pune în stand-by un întreg sistem de educație, mai ales după un an în care deja am stat în stand-by și am văzut cu toții rezultatele, am văzut copiii neperformând, am văzut o rată de, atenție, de suicid crescând la adolescenți, în copiii mai mari. Deci nu, am să spun nu, pentru că, mă rog, din motivele pe care le-am explicat deja. Foarte bună intervenție, mulțumesc foarte mult, Cătălin. Costi, bună dimineața! Alo? Alo? Neața. Ovidiu? Neața. Nu, Costi. Ah, Costi, mi-a făcut semn pe altă linie. Da, te rog, Costi. Eu am doi copii, au trecut deja în online. Eu o să spun da, pentru că l-aș trimite pe domnul ministru Câmpeanu prin spitalele din București de copii. Să stea și el la rând acolo să vadă ce se întâmplă. Și după aia să iau o hotărâre în sensul ăsta. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult. Ne-a scris un cadru didactic, doamna Tiunde din Ciuc, și spune așa: sunt cadru didactic la un liceu. După părerea mea, toate școlile ar trebui să fie închise cel puțin o lună, dacă n-ar fi trebuit să fie de mult închise deja. Avem foarte mulți copii răciți, cu ghilimele, iar părinții refuză categoric chiar și testarea. Avem zilnic foarte mulți elevi absenți, colegii se îmbolnăvesc, cam un sfert dintre profesori suntem vaccinați. Ministrul nostru ar trebui să intre la o clasă și să țină el ora în concertul de tuse și strănut. Ovidiu e cu noi, bună dimineața. Bună dimineața, Ovidiu. Neața. Bună dimineața. Da, ascultăm. Sunt din Iași, sunt de acord cu închiderea școlilor, în cazul meu, a grădinițelor, pentru că nu prea e responsabilă. Deci noi în grupul nostru de părinți avem părinți care nu cred nici acum în virus, care nu vin cu mască să-și predea copilul că au un alt închipuit. Și, nu știu, eu după o săptămână copiii mei au luat un virus, au făcut un fel de varicelă, i-am ținut în izolare două săptămâni, după care
am decis să-i mai ținem acasă, pentru că au început să crească foarte tare numărul de cazuri din Iași. Da. Și acum, marți, ne anunță educatoarea că îngrijitoarele amândouă au o decizie de carantinare de la DSP și sunt 2 săptămâni în concediu medical, iar a doua educatoare și ea în concediu medical, nu ne-a zis de ce. Adică, cumva, nici informațiile pentru noi nu sunt foarte transparente, nu ne dau detalii și suntem la mâna, nu știu, a cui. A zvonurilor. Mulțumesc foarte mult. Și asta este o problemă. Încep să îmbolnăvească profesorii. Până la urmă, școlile se închidă prin îmbolnăvirea profesorilor. Mai doar câteva secunde timp pentru Mihai. Bună dimineața! Bună dimineața! Salut. Am 2 copii studenți. Da? Care lucrează de câteva zile online. Caz, unul dintre prodecanii de la aeronave a murit. 52 de ani. Simplu. Domnul ministru mai vrea? Da. Mulțumesc și pentru această intervenție. Problema e, eu nu o să spun că sunt pentru sau împotrivă, nu sunt neapărat, n-am un interes direct aici, decât unul general, privind binele societății. Problema mea e că măsura asta de închidere a școilor, dacă se ia, ea trebuie integrată și cu alte măsuri de prevenție. Degeaba închizi școile dacă în rest nu te interesează nimic și lași totul deschis. Atunci n-ai făcut nimic. Ori iei măsuri integrate de protecție și prevenție, ori ne lași să ne imunizăm natural, modelul brazilian, scapă cine poate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.